A fost iadul la colțul gardului, spun locuitorii din Bragadiru, care s-au speriat că focul izbucnit în câmp le va arde casele. Flăcările au făcut scrum sute de hectare de vegetație, iar autoritățile au fost nevoite să avertizeze populația prin RoAlert să se ferească de fum. Garda de mediu va face demersuri pentru a vedea cât de toxic este aerul acum în zonă. De teamă ca nu cumva flăcările să redistrugă gospodăriile, locuitorii din zona au pus umărul la treabă și cu găleți sau furtun au încercat și ei să stopeze flăcările. Polițiștii au oprit și traficul în zonă tocmai din cauza fumului, dar și pentru a putea trece rapid autospecialele ISU, care au fost suplimentate continuu. Inspectorii de la Garda de Mediu au ajuns de urgență la fața locului pentru a face măsurătorile necesare care să arate cât de toxic a fost norul de fum și care este riscul pentru locuitorii din zonă. Reprezentanții ISU spun că astfel de incendii de vegetație ar putea fi tot mai dese tocmai din cauza valului de căldură care încinge iarba uscată și în doar câteva secunde un incendiu poate izbucni. A fost haos în gările din țară și astăzi două trenuri care veneau din Pitești spre capitală au avut întârziere de sute de minute din cauza unor defecțiuni tehnice. Oamenii au suportat cu greu orele de așteptare într-o căldură infernală din cauza lipsei aerului condiționat. În toată țara, trenurile cedează rând pe rând din cauza caniculei. Groaznic, am fost sinistrați două ore jumate în câmp între boscheți. Femeia nu mai are putere nici să se revolte după călătoria infernală cu trenul. A plecat cu noaptea în cap din Craiova și a ajuns în capitală cu 5 ore întârziere. A fost chinul de pe lume, o spun toți călătorii. Condiții inumane. Aerul condiționat nu merge pe nicio rută, curge apa de la aerul condiționat, zice doamna că e condens. Nu e condens, sunt conductele sparte. Căldură de mori. Deci trebuia să ajungem la ora 8:30 și am ajuns la ora 13 și 15 minute. Nu e normal. Un tren care era în fața noastră se stricase și ideea este că am stat 3 ore până să-l repare și nici măcar nu s-a reparat. Și după care ne-a luat un autobuz și ne-a dus până la Pitești și de la Pitești am mai stat încă 40 de minute în gară. Eu am întârziat la muncă aproape 4 ore și jumătate. Sunt plecate de la ora 5 dimineața și nu știu, mi se pare jalnic. Nu le-a fost mai bine nici călătorilor care au venit de la Suceava. În lipsa aerului condiționat, în vagoanele încinse ca un cuptor, au crezut că își dau duhul de cald, nu alta. Nu știu cum să fac cu răbdarea. Ce v-a spus controlorul când să vă luați apă, nu? De ce sunt tristă, doamnă? Zice, de ce ești tristă, doamnă, că o să fie cald astăzi? Și acolo eu mă stă și m-am gândit de ce să fiu tristă, că până la 7 sunt în aer condiționat, nu? Aveți apă? 41 de grade au fost resimțite în tren, aproape ca în saună. Mai grav e că printre călători erau și bolnavi de cancer care veneau la tratament, cardiaci sau chiar bebeluși. Șeful de tren ne-a spus că nu s-a pus freon, da, încă de la plecare, adică nu că instalația nu face față, că e prea cald afară, da, ca să,
să contracarăm orice opinie de genul ăsta, ci pur și simplu nu e freun, adică e o neglijență din asta pur și simplu criminală. Nu-i de mirare că sunt chemați medicii de la Zmurd în unele cazuri. Eu căldură, uitați, cu transpirație pe mine. Sunt insuportabile. Nici locuri suficiente și căldură foarte mare. Și turiștii care vin cu trenul doar de la aeroportul din Otopeni se plâng că se sufocă. Very bad. No air conditioning at all on that one. Iar chinul din trenuri ar putea fi mai greu de îndurat pe timp de caniculă. Sunt prea încinse șinele, astfel cei de la CFR au anunțat că limitează viteza la numai 70 de km pe oră pe regionala Craiova, iar pe ruta București-Giurgiu se poate merge cu doar 50 de km pe oră. Am trecut prin cea mai călduroasă dimineață din istoria măsurătorilor românești la 41 de stații meteo. Dar se poate și mai rău. Valurile succesive de temperaturi record pot transforma luna iulie în cea mai călduroasă lună din ultimii 120 de ani. Sudul și vestul României sunt la mila soarelui necruțător. Pompierii din Timiș au folosit camera de termoviziune pentru a ne arăta care sunt cele mai încinse locuri din oraș. În mod cert de evitat locurile joacă, în momentul de față ni se prezintă la podea 68 de grade. Adică n-am putea să stăm desculți copiii să se joace? În niciun caz. Aerul este sufocant în Timișoara la prânz. Facem prima oprire la un loc de joacă. Este un spațiu care trebuie evitat cu orice preț în astfel de momente, o spun și pompierii. Aceste leacă ne prezintă undeva la 55-56 de grade. Deci, clar nu este ceva recomandat pentru un copil pe vremea aceasta. Da, am ieșit. Nu-i periculos? Acum ce să facem cu ei? Trebuie. Alții au căutat răcoarea fântânilor arteziene. E prea cald? S-obișnuiți copii? Da. Sunt obișnuiți, da. Sunt foarte multe grade afară. Da, da, sunt mereu afară. Suntem de la sat și sunt mereu pe afară. Bulevardele cu prea puțină vegetație sunt și ele la mila soarelui. Deja asfaltul are peste 55 de grade. La sol, temperatura trece lejer de 50 de grade, dar unele vehicule se încing la temperaturi și mai mari. Această motocicletă este parcată aici din jur de ora 8. Și ora 12? Acum este ora 8, 12 și prezintă undeva la peste 70 de grade. Mașinile devin adevărate saune. În momentul de față, temperatura suprafață este de peste 65 de grade la această mașină, la nivelul capotei. Scaunul șoferului are undeva la peste 50 de grade, iar la nivelul volanului depășește 65 de grade. Aveam putea pune mâna, nu? Da. Dacă mașina a stat parcată multe ore în soare, ar fi bine înainte să plecăm cu ea la drum, să deschidem portierele și să dăm drumul la climă pentru a se răcori în interior. Fiecare caută soluții pentru a suporta mai ușor arșița sufocantă. Se simte foarte cald. Se simte, nu poți să stai în ea. Trebuie prima dată porni clima și asta. Și o protejați cu... Da. Îi pun folie, pun ce să facem. Le reamintim oamenilor să evite deplasările la orele de vârf. Dacă totuși deplasările sunt necesare, să o facă prin locuri umbrite și să facă repaus. Să poarte pe timpul deplasărilor haine de culoare deschisă, pălării de protecție și ochelari de soare. Valul de caniculă a lovit în plin vestul țării în ultimele zile cu recorduri termice în Timișoara, Lugoj și Băile Herculane. Astăzi, polul caniculei s-a mutat în sud. În această perioadă, vestul țării, ca de altfel aproape întreaga țară, se află sub influența unui val de aer cald care vine din Africa. Și în funcție de poziționarea acestuia la nivelul țării, avem zone în care avem vârfuri termice. Vestul, sudul și estul României sunt colorate în galben și portocaliu. Meteorologii anunță maxime de 39 de grade. În unele zone sunt însă posibile și vijelii de scurtă durată. Turiștii aflați la malul mării nu iau pauză de la sesiunile de bronz, dar expunerea îndelungată la soare, mai ales în orele cu radiații ultraviolete, aduce riscuri majore pentru sănătate. Din păcate, avertizmentele repetate ale medicilor pălesc atunci când turiștii se gândesc la cât de scurtă este vacanța. V-ați folosit protecție solară? Prea puțin. De ce? Că vreau să mă ard. Este trecut de ora 12, iar plajele din Mamaia sunt înțesate de turiști. Pe litoral sunt 31 de grade, iar apa mării are în jur de 25 de grade. Astăzi, indicele radiațiilor ultraviolete a ajuns la 8, ceea ce înseamnă că riscul expunerii la soare este foarte mare. Temperaturile ridicate și radiațiile ultraviolete pot duce la probleme serioase, mai ales în intervalul 11-16.
Este intervalul de foc în care ei trebuie să aibă foarte multă grijă ceea ce fac pe plajă, cum se protejează. În primul rând trebuie să evite să stea la soare, trebuie să încerce cât de mult posibil să evite soarele puternic care este și poate să cauzeze foarte multe, poate să le dea inflamații pe piele, arsuri, poate și insolație. Dornici de un bronz cât mai rezistent, unii turiștii nu se dau duși de pe plajă, de parcă ar vrea să fure soarele. Păi sunt alb și de asta vreau să le iau. Nu vă e teamă de arsurile solare? Deocamdată nu, deocamdată n-am pățit nimica. Sunt destul de roșu pe spate, nu știu dacă... Asta sunt de săptămâna trecută. Expunerea îndelungată la soare poate duce în cazuri extreme la cancer de piele. În general însă, turiștii ajung să sufere din cauza arsurilor sau fac insolație. În acest ultim caz, lipsa hidratării este un factor des întâlnit. Cum vă hidratați, că e destul de cald afară? Hidratăm cu suc, cu bere, cu vin, cu ce se poate. Știți că medicii recomandă apă. Apa e mai la sfârșit, așa după miază, dimineața, să-ți revie. Vai. Pălăria, umbrela și cremele de protecție sunt vitale pe plajă, spun medicii. Bate vântul și umbrela o ia vântul. A, nu vă ustră pielea? Nu. Au fost intervenții cam pe toate sectoarele de plajă. Ce tipuri de intervenții ați avut? Oameni cu anumite diverse lovituri, plăgi, insolație, o tensiune, oameni hipertensivi care uită să-și ia pastilele. Pe unele plaje de pe litoral există, pe lângă salvamari, voluntari care îi ajută pe cei care fac insolație ori au alte probleme minore. În cazul în care starea se agravează, turiștii trebuie să solicite ajutor medical de urgență. Din cauza caniculei, unii șoferi care nu au aer condiționat la mașină au circulat nu doar cu geamurile deschise, ci și cu portierele. Când ai aer condiționat la mașină și afară sunt 35 de grade, mai deschizi o ușă, mai deschizi un geam. Metoda nu este doar periculoasă, spun polițiștii, ci și ilegală. Colegul meu, Vlad Petrișor, vine cu mai multe detalii. Vlad. Bună seara, bun găsit tuturor! În imaginile postate pe o rețea de socializare apare un șofer care se deplasează cu mașina pe șoseaua Ștefan cel Mare prin aglomerație. La un moment dat, șoferul este copleșit de căldură, așa că își continuă drumul cu portiera deschisă. O situație similară a fost filmată și pe drumul național 1, iar imaginile au stârnit hohote de râs. Chiar și așa, polițiștii au tras un semnal de alarmă. Codul rutier prevede că este interzis să pui în mișcare mașina sau să te deplasezi cu ea atunci când portierele sunt deschise. Acum cei doi șoferi riscă până la 8 puncte amendă și o sancțiune de până la 1160 de lei. Acestea sunt până acum informațiile. Înapoi la tine. Vecinii din Ungaria se organizează pe Facebook în diverse grupuri și vin în România pentru cumpărături mai ieftine. Inflația a încetinit ușor în țara vecină, dar în continuare Ungaria rămâne campioana Europei la scumpiri, în ciuda plafonării prețurilor la unele alimente. Sunt în România produse care sunt mai ieftine ca și în Ungaria. Deci putem să spunem că la ora actuală produse alimentare sunt multe lucruri mai ieftine ca și în Ungaria. Înțelegeți? Și faceți și dumneavoastră cumpărăturile de aici? Facem cumpărăturile aici. Culmea, în Ungaria câteva produse alimentare de bază au prețurile plafonate. Chiar și așa, coșul de cumpărături poate fi mai ieftin cu peste 100 de lei în România. În Carei, în parcările magazinelor, se văd tot mai multe mașini cu numere de Ungaria. Magasak, hát körülbelül olyan másfélszer akkorát, mint itt, ha nem kétszer. Mennyit hagyunk itt? Általában olyan 450 lejt egy bevásárlásnál, ott mennyit hagynánk? În Ungaria, un astfel de coș ar costa peste 650 de lei, iar plinul e mai scump la vecini cu aproximativ 60 de lei. Nu e de mirare că tot mai mulți trec granița în România. Și încă ceva care tot este bun, prețul la forint este bun, înțelegeți, și atunci merită ca să venim să schimbăm aici și dacă suntem aproape la 15-20 de kilometri de frontieră, venim aici și cumpărăm de aici. Între Carei și Mateșalco, cel mai apropiat oraș din Ungaria, sunt 34 de kilometri. Șoferii plătesc taxe de drum pe teritoriul României, dar drumul este rentabil în ciuda costurilor. Ultimele cifre arată că în Ungaria inflația este de 21,5% față de 10,3%
3% cât este în țara noastră. De la un an la altul, alimentele s-au scumpit cu 35% în țara vecină. Sunt cele mai mari valori din Uniunea Europeană. Guvernul de la Budapesta a aplicat plafonări de prețuri la unele alimente și la carburanți, dar chiar și așa inflația a atins cote istorice. Economiștii cred că tocmai măsurile restrictive și plafonările au dus la explozia prețurilor. Nici noi nu o ducem mai bine. Traiul decent s-a scumpit cu 700 de lei față de anul trecut. Oamenii au fost obligați să facă de undeva rost de bani ca să țină pasul cu prețurile alimentelor, ratele în creștere și facturile mai mari. Al doilea job a fost soluția salvatoare, în timp ce unii și-au făcut alte datorii. Și eu și soția avem câte două joburi. Altfel n-a... Acesta a fost antidotul împotriva traiului tot mai scump pentru Marcel și familia sa. De la o lună la alta, bărbatul a trebuit să plătească mai mult pentru facturi, mâncare și alte lucruri. Au crescut foarte mult și prețurile, și întreținerea și tot. Și ce cumperi? Înainte cu trebuie să le acopream un coș, acum 6-700. Și Cristina este în aceeași situație. Femeia nu-și permite luxul de a se pensiona după o viață întreagă de muncă. Dacă nu ne lasă datoriile, ce să facem? Cum să ne odihnim? Statistica arată că o familie are nevoie cu 700 de lei mai mult pe lună pentru aceleași cheltuieli ca anul trecut. Înseamnă o scumpire a vieții de zi cu zi cu 15%. Cifrele nu au nicio legătură cu realitatea, spun oamenii. Greșit. Statistica este total eronată. Cel puțin cu încă 1000 de lei în plus. Cam asta ar fi statistica așa, luată la bunăvoință. Dar dacă ar fi să o luăm la bani mărunți, vă spun eu că dă peste cap statistica. Eu vă spun că sunt mult mai mari. Deci dacă facem o medie, deci sunt cu 1000 de lei. Facturi, întreținere, acum au crescut și prețul la apă rece, canalizare, tot. Alimentele sunt cu 17% mai scumpe față de anul trecut. Facturile au crescut chiar și cu 20%, iar ratele s-au majorat în medie cu 36%. O greșeală pe care o fac mulți este să scape de aceste datorii făcându-și alte datorii. La bănci, împrumuturi, asta e. Nici acolo nu prea mai ne dă că... Deci aveți prea multe. Da. În final, prețul produselor sau a serviciilor pe care noi le plătim printr-un împrumut vor costa mai mult pentru că se adaugă și dobânda. O revizuire a tuturor cheltuielilor, mari sau mici, este importantă și uneori nu ne dăm seama cum cheltuieli mici adunate împreună ne preia o mare parte din bugetul nostru lunar. Din cheltuielile lunare ale unei gospodării, 62% sunt pe alimente, băuturi, facturi, îmbrăcăminte și vicii. Tot mai puțin profesori reușesc să promoveze examenul de titularizare. Notele de anul acesta arată o realitate tristă pentru învățământul din România. Dascălii care nu au obținut nota de trecere au luat cu asalt porțile inspectoratelor școlare pentru a depune contestație. Poate cu puțin noroc vor primi câteva procente în plus și vor prinde un post la catedră, fie el și de suplinitor. Ați fost la titularizare? Pe ce vă feriți? Nu știu să-mi spui nota. Ca necuratul de tămâie s-a oferit de camere aspiranții la un post de dascăl cu normă întreagă, dar care nu au excelat la examenul de titularizare. Ba dimpotrivă, unii s-au făcut de rușine cu note sub 5, luate pe nedrept, ar spune Bianca. Am luat 2,75 și sunt sigură că am scris mult mai mult. Cum doar atât, 2,75? Pur și simplu, doar atât. Am dat la educație fizică și sport antrenori. Sincer, mi-a venit să plâng. Și am început să plâng. Pentru că nu mi-a venit să cred. Știu că am făcut de cel puțin 5. Tânăra de 23 de ani încă mai speră că în urma contestației va prinde unul dintre cele 3 posturi de suplinitor la catedră. Sper să ajung la acel cel puțin 5. Am practicat atletismul și vreau să-i învăț timp de 16 ani. Am practicat și vreau să-i învăț și pe copiii de astăzi ce înseamnă sportul de performanță. Ai mai avut vreun job până acum? În aceeași situație e și Ioana. Visează la un post de educator, dar nota de la examen îi pune piedică. Sunt note foarte mici pentru niște profesori. Da, nu știu de ce. Posibil și de la emoții și așa mai departe. Te pierzi, nu știi pe moment. Dar subiectele au fost dificile? A fost prima dată, nu pot să mă dau cu părerea că nu am mai... Păi pentru tine? Pentru mine, relativ. Nu foarte, dar nici ușoare n-a fost. Din păcate, e tristă realitate. Cei care ar trebui să educe viitoarele generații abia pot obține notă de trecere.
Niciunul din doi candidați a picat examenul de titularizare. Asta înseamnă că doar 48% au obținut peste nota 7 și pot spera la un loc de titular la catedră dacă există disponibilitate. În timp ce doar aproximativ 35% au luat între 5 și 7 și speră la un loc de suplinitor. Trebuie cineva să se gândească, ok, rămân suplinitor în sistem, ce fac cu ei? Le fac anumite cursuri de perfecționare, fac orice, nu știu, mentorat în școală, trebuie să se întâmple ceva, nu trebuie să-i lăsăm abandonați, pentru că atunci, prin ei, abandonăm o generație întreagă. Dar mai există o problemă. De pildă, Bogdan a luat 8.20 la geografie, dar nu poate fi titular din pricina locurilor puține. A câta oară dați acest examen? Cred că e a 6-a sau a 7-a oară. Și da. De fiecare dată ați luat peste 7 am și n-ați... Am avut 10, a fost beneficiat de cea mai mare notă acum câțiva ani. Din nou avem oameni care intră nemotivați în clasă și aici avem un profesor care are competențe, care ia notă mare la titularizare și după aceea intră demotivat în clasă. Este rețeta dezastrului. La nivelul țării, 127 de candidați au obținut nota 10 din peste 23.000 de lucrări. Situația e reală la un punct de trecere a frontierei din județul Iași. Un tânăr de 20 de ani a primit un cadou care a venit la pachet și cu un dosar penal. Vorbim despre un permis de conducere fals. Cum au reușit autoritățile să-l depisteze, știe colega mea Delia Sândulachi. Delia, bună seara! Bun găsit! Tânărul a fost prins de polițiști când încerca să intre la noi în țară prin punctul de trecere Bumbăta din județul Vaslui. Era pasager într-un microbuz, iar când oamenii legii i-au cerut actele la control, acesta a încercat să ascundă permisul de conducere fals. Nu a reușit însă și le-a spus polițiștilor că este un cadou pe care l-a primit de la prieten cu ocazia zilei de naștere, dar că nu s-ar fi urcat niciodată la volan în baza acelui permis de conducere fals. Asta nu i-a înduplecat pe polițiștii de frontieră care i-au făcut acum dosar penal pentru fals material în înscrisuri oficiale. Nu este însă singurul caz de acest gen. Un alt bărbat de 30 de ani a încercat și el să intre la noi în țară prin vama Albița din Vaslui la volanul mașinii cu un permis de conducere fals polonez și acesta, bineînțeles, s-a ales tot cu dosar penal. Acestea au fost informațiile. La revedere! Delia, îți mulțumesc. Țigările și alcoolul se vând fără probleme minorilor la aproape orice magazin, deși legea interzice acest lucru. Vânzătorii nu cer buletinele adolescenților ca să verifice vârsta, semn că n-au avut prea multe controle. Unii dintre părinți chiar își trimit copiii la magazin să cumpere tutun și băutură. Una dintre echipele noastre demonstrează cât de ușor poate un minor să cumpere produsele destinate adulților. Urmăriți un material filmat și cu o cameră ascunsă. Chiar dacă legea interzice vânzarea de alcool și tutun minorilor, la noi în România comercianților nu le pasă. Nu cer aproape niciodată actul de identitate tinerilor ca să vadă dacă au peste 18 ani. Am vrut să testăm și noi cât de ușor putem să facem rost de țigări și băutură, fără ca vreun comerciant să ne verifice. Pentru ca experimentul să fie cât mai real, am renunțat complet la machiaj, am ales haine cât mai apropiate de ținutele adolescenților, un ghiozdan, așa că haideți să vedem dacă reușesc să-mi cumpăr alcool și țigări. Îmi dați și mie, vă rog, un pachet de țigări? De care? Un roz. Se pare că am reușit să cumpăr pachetul de țigări. Haideți să vedem dacă și alcool pot lua la fel de ușor. Poți ia? Am o sticlă de bere. Pardon. Așadar, am reușit să cumpăr atât alcool cât și țigări. În cele două magazine în care am intrat, niciunul dintre vânzători nu și-a pus problema dacă sunt sau nu minoră. Ba chiar părinții recunosc că își trimit de multe ori copiii să le cumpere alcool și țigări de la magazin. Le mai trimit câteodată, dar dacă le cunoaște vânzătoare, le dă. Ei, când n-am eu timp sau când se duc ele la magazin să-și ia câte ceva, iau și mie. Autoritățile spun că trași la răspundere ar trebui să fie chiar părinții minorilor. Cred că în același timp, în afară de sancțiunile aplicabile acestor operatori economici, ar trebui, și am propus acest lucru la un moment dat, ar trebui introduse sancțiuni
și pentru copiii care fumează, dar mai ales pentru părinții acestora. Este o variantă de a face tot ceea ce trebuie în sensul respectării șanselor la sănătate ale celor mici. Până atunci însă și sancțiunile existente sunt greu aplicabile. De ce? Pentru că trebuie să fim la momentul la care se comercializează țigări și alcool către minori, exact acolo pentru a putea aplica sancțiunea sau să avem în față probe concludente. În alte țări europene, astfel de scene nu se mai derulează de ani buni. Diferența o face faptul că țigările se cumpără de regulă de la buticuri dedicate, numai cu actul de identitate. În plus, acestea s-au scumpit enorm în ultimii ani, descurajându-i pe tinerii cu buget limitat să se apuce de fumat. Newstime se încheie aici, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi variabil, dar va avea înorări temporare, cu o probabilitate mai mare la începutul nopții în sud-est și spre sfârșitul intervalului în nord-vest, când pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, mai scăzute în zonele de presionare până în jurul la 10 grade în cele intramontane din estul Transilvaniei. Mâine, valul de caniculă va persista în toată țara și avem în vigoare atât cod galben și portocaliu de căldură. Temperaturile maxime se apropie de 40 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei, valul de caniculă și disconfortul termic ridicat vor persista, iar indicele temperatură umezeală va continua să depășească pragul critic de 80 de unități. În celelalte regiuni, vremea va rămâne pe arii relativ extinse, călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în Maramureș și 39 de grade în sudul Olteniei. Totodată, gradul de instabilitate al vremii va crește treptat și se va manifesta prin perioade cu intensificare ale vântului, vijelia, verse torențiale și descărcări electrice pe parcursul zilei, mai ales în regiunile intracarpatice, precum și în zona montană și submontană, iar seara pe alocuri și în rest. Pe arii restrânse, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat și va cădea grindina. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea va fi deosebită de caldă, iar mercurul urcă până la 33 de grade în Pitești, la fel și în Târgoviște. În Transilvania sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Valorile termice urcă până la 31 de grade în Cluj și 34 de grade în Alba Iulia. În Moldova să vă așteptați la ploi cu tunete și fulgere. Se vor înregistra 32 de grade în Galați și 29 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării vor fi condiții de ploaie doar pe arii restrânse. Vântul va adia slab și se vor înregistra 35 de grade în Arad și 31 de grade în Reșița. În Oltenia cerul va fi variabil cu norări temporare, iar mercurul din termometre urcă până la 36 de grade în Craiova și 35 de grade în Slatina. În Dobrogea se anunță vreme însorită mâine. Valorile termice ajung la 29 de grade în Constanța și 33 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost călduroasă. Am avut cer variabil, iar maxima a ajuns la 39 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 19-21 de grade. Mâine, valul de căldură se va menține. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36-37 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La munte, vremea va fi caldă și în general instabilă, cerul va avea înorări temporar accentuate și pe arii extinse vor fi intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale și descărcări electrice. Pe arii restrânse, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat și va cădea grindina. Pe litoral, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 31 de grade.
grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade. Cerul va avea unele înnorări după amiaza și noaptea, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.